Cuvânt al Sfântului Atanasie, ca să nu osândim pe cei ce greșesc. Să ne aducem aminte, fraților, de Domnul care zice: nu judecați ca să nu fiți judecați. Iar Pavel Apostolul zice: cel ce pare că stă să se păzească să nu cadă. Și iarăși, păzește-te pe tine ca nu cumva să fii ispitit și tu. Că mulți la arătare au greșit, dar în taină s-au pocăit și iertare au dobândit și pe Duhul Sfânt l-au primit. Deci, cei ce ni se par nouă că sunt păcătoși, la Dumnezeu sunt drepții, pentru că păcatele lor le vedem, iar pocăința lor nu o vedem. Că și Filimon, măscăriciul din Egipt, numai un lucru mare de pocăință a făcut și a ajuns la măsura Sfântului Macarie Pusnicul. De aceea, de a-mi vedea chiar cu ochii noștri pe cei ce greșesc, să nu-i osândim. Că 10 pași despărțindu-ne de cineva de la fața noastră, nu știm ce a făcut acela față de Dumnezeu. Sau este Dumnezeu cu dânsul. Că Iuda vânzătorul, când se lumina spre joi, împreună cu Hristos era și cu ucenicii lui, iar tâlharul era între tâlhari și între ucigașii de oameni. Iar după ce a venit ziua de vineri, Iuda s-a dus în întunericul cel mai din afară, iar tâlharul împreună cu Hristos în rai s-a sălășluit. Pentru aceea nu se cade să osândim pe cel ce greșește, de vreme ce Domnul îl va judeca pe el, iar toată judecata Tatăl a dat-o Fiului. De aceea, cel ce judecă pe cei ce greșesc, își răpește pentru sine dregătoria lui Hristos. Și unul ca acela este un antichrist, adică potrivnic lui Hristos. Dar cine ar fi știut milostivirea cea multă a lui Dumnezeu de n-ar fi arătat-o el singur oamenilor, primind pe păcătoșii ce se pocăiesc, precum pe desfrânata, pe vameșul sau pe Manasie cel spurcat, care 52 de ani a slujit idolilor, iar după aceea, într-un ceas pocăindu-se, a dobândit iertare. Că fiind închis într-o cușcă de aramă în Babilon și în lăuntru cântându-și cântarea sa, îngerul Domnului a spart arama și îndată l-a scos și l-a dus în Ierusalim și cealaltă vreme a petrecut-o într-o pocăință. Dumnezeului nostru slavă!